Bună seara, stimați telespectatori! Ne revedem ca în fiecare zi de marți la ora 20. Vă mulțumesc pentru interesul acordat acestei emisiuni și pentru modul în care răspundeți la mesajele transmise în această emisiune. Vă mulțumesc pentru că în permanență îmi dați sugestii și în permanență ținem vie această televiziune și în același timp această discuție permanentă între oamenii care urmăresc emisiunea și cei care o realizează. Este o zi mare pentru poporul român, este o zi deosebită pentru că este 15 ianuarie, ziua în care s-a născut unul dintre cei mai importanți români. Și vorbim despre Mihai Eminescu, o personalitate extraordinară, o personalitate de mare rang a poporului român, un om care a lăsat pentru eternitate creația sa, un om care a reprezentat și reprezintă mult pentru poporul român. Iată că Mihai Eminescu trăiește în continuare în inimile noastre, prin tot ceea ce a transmis, prin tot ceea ce a făcut și desigur că în permanență va reuși generații de-a rândul să transmită un mesaj extraordinar. Înainte de toate, pentru că această emisiune este o emisiune care se bazează pe adevăr, pe creație, pe învățăturile transmise de Iisus Hristos, de fapt vestea bună înseamnă Evanghelie. Și pentru că Mihai Eminescu a fost un publicist de mare valoare, dar și un scriitor de excepție, nu pot să nu recunosc și un alt merit pe care l-a avut Eminescu, și anume un om care a creat și care a vorbit foarte mult despre divinitate. A vorbit foarte frumos despre divinitate, despre Creator, despre Sfânta Treime. A vorbit într-un mod deosebit de Maica Domnului și acum, la fel cum a transmis fiecare mesaj, ne dăm seama de această genialitate pe care a avut-o și aceste nuanțări extraordinare pe care le-a dat poporului român. La mulți ani, Mihai Eminescu, trăiești în inimile noastre și asta este foarte important. Ce este mai frumos decât să rămâi în amintirea oamenilor? Ce este mai frumos decât să reprezinți pentru generațiile următoare un exemplu? Evident că el a avut și părți extraordinare și părți care i-au încercat viața, dar în această emisiune se dau doar vești bune. Mi-am propus în această seară, pentru că eu vin de la Iași, unde am desfășurat o întâlnire, un seminar, și aceste seminarii vor fi în fiecare săptămână, timp de 10 săptămâni, și fac un curs, un seminar, o întâlnire cu oameni și desigur după aceea facem terapii și alte lucruri la fel de interesante. Acest seminar pe care îl prezint în această perioadă se numește Karma, destinul, sănătatea și fericirea. Pentru că foarte mulți nu reușesc să înțeleagă de unde vin problemele lor pe care le au în viață, care este cauza pentru care trec prin destule suferințe, de ce li se întâmplă lucruri în viață și de ce anumite persoane din apropierea lor sunt în suferință. Ce trebuie să înțelegem într-un mod absolut nu întâmplător, ci absolut bazat pe legile divine,
este că tot ce se întâmplă în univers are o cauză, iar tot ceea ce noi pățim la un anumit moment este de fapt o stare și o posibilitate de educare, de trecere la un alt nivel de conștiință, de o depășire a problemelor prin care noi reușim să ne desăvârșim educația noastră, dar și conștiința noastră. Și de aceea aș dori să vorbim în această seară despre legile karmei. Legile karmei, care sunt niște legi de care trebuie să ținem seama, pentru că dacă nu ținem seama de aceste legi ale karmei, nu vom înțelege cu adevărat unde greșim și cum am putea să ieșim din această greșeală. Legile karmei, spun încă o dată, nu acționează ca o pedeapsă. Legile karmei acționează ca un mijloc de educare a conștiinței spirituale. Foarte mulți oameni consideră că Dumnezeu este cel care ne pedepsește. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu este iubire și doar din iubire a făcut și a conceput această lume. Dar înainte de a face orice, înainte de a face omul, a făcut niște legi la care tot universul se supune. Iar Duhul Sfânt, aplicatorul acestor legi divine, este cel care pune în aplicare tot ceea ce se întâmplă în această zonă. Am definit eu și am zis să vorbim astăzi despre 14 legi ale karmei, sau așa cum este denumit în creștin-ortodoxie, cum este definită și de Sfinții Părinți, respectiv păcatul strămoșesc. Atunci când venim la întrupare, pe lângă soarta și destinul nostru, luăm, așa cum prezint eu de foarte multe ori, și un rucsac în care există și anumite lucruri care nu ne aparțin. Dar, pentru că cei din familia noastră, cei dinaintea noastră care au trăit din neamul nostru, nu au reușit să elimine anumite cauze care au generat suferințe, desigur că noi, care suntem în acest moment, trebuie să desăvârșim această evoluție și trebuie să ne asumăm o parte din ele. Legea karmei este definită ca o lege a cauzei și efectului. Într-un cuvânt spus, ce semeni ai aculegi și ce oferi primești înapoi. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la ceea ce înfăptuim. Pentru că o situație care a venit pe neamul nostru de dinainte, nerezolvată, va avea o repetitivitate permanentă până când cineva din neamul nostru o va rezolva. În momentul în care cineva din neamul nostru a generat o suferință, a generat o problemă, ea trebuie plătită de către cineva. Așa funcționează acest univers. Totul se plătește, totul trebuie să fie într-o perfectă armonie. Deci nu există un lucru semănat la care să nu culegi roada. Desigur că dacă semeni vânt, vei culege furtună. Dacă semeni iubire,
vei culege dragoste, vei culege bucurie, vei culege și vei lăsa mai departe bucurie. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la tot ce înseamnă gând, la tot ce înseamnă vorbă, la tot ce înseamnă faptă, la tot ceea ce înseamnă această creativitate, această înțelepciune pe care Tatăl Ceresc ne-a lăsat-o și ne-a lăsat acest controversat liber arbitru. Desigur că dacă nu am fi avut liber arbitru, această evoluție a universului și a ființelor care trăiesc în acest univers, desigur că nu doar pe această planetă există evoluție, există viață, ci pe multe, multe alte planete, dar în momentul în care nu ni s-ar fi dat liberul arbitru, toată lumea făcea același lucru și nu exista o diversitate. Nu exista o evoluție proprie prin propriul eu, prin propria conștiință, prin sinele nostru superior, prin spiritul nostru. Și dacă n-ar exista acest lucru, atunci înțelepciunea lui Dumnezeu ar fi pusă oarecum la îndoială. Dar Dumnezeu ne-a dat scânteia divină din noi, ne-a făcut spirite, pentru că noi, înainte de toate, am fost și vom fi spirite, și înainte de întrupare, și după întrupare. Și pentru că suntem spirite, venim din cer, acolo de unde spiritul nostru locuiește. În funcție de vechimea spiritului, în funcție de faptele pe care noi le avem făcute acum sau altă dată, desigur că avem și încercările din această viață. Iar aceste încercări, de foarte multe ori, nu ni se par ușoare, ni se par destul de covârșitoare, destul de împovărătoare pentru noi și pentru cei care trăiesc în jurul nostru. De aceea, trebuie să acceptăm, așa cum scrie în rugăciunea cerească Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Să nu ne opunem, să nu luptăm, să nu fugim, dar să nu acceptăm chiar totul, ci să facem ceea ce Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a spus. Să ne înălțăm. Și El ne spune clar că El este lumina lumii, El este Fiul de Dumnezeu, este singurul om care a trăit pe acest pământ, care spune acest lucru, vorbește foarte clar despre Tatăl Ceresc și explică și toate etapele pe care noi trebuie să le trecem pentru a fi desăvârșiți. Pentru a primi lumină, pace, fericire, iubire, înțelepciune, adevăr, binecuvântare, trebuie să fim toate acestea. Deci este clar că dacă semeni nefericire, tu nu poți să culegi fericire. De aceea este normal să semeni fericire, pentru ca fericirea ta să fie chiar dublată. Trebuie să semeni lumină și să luminezi toate locurile pe unde îți petrece activitatea în această întrupare. Să fii lumina care se aprinde ori de câte ori intră cineva în contact cu tine, că este floare, că este copac, că este animal, că este aproapele tău, omul de lângă tine. Deci tu trebuie să fii lumina generată a acestui univers pentru ca înapoi să ți se întoarcă lumină. Trebuie să fii înțelepciune.
Și să nu credeți că este un cuvânt foarte greu. E adevărat. Așa cum ne spune Solomon, cel mai greu lucru pe care îl poți cere de la Dumnezeu este înțelepciunea. Dar vedem că această stare de înțelepciune poate fi căpătată la un nivel de conștiință 400 pe scara lui Hopkins. În momentul în care ajungi la o stare de echilibru, de armonie, de înțelegere și de pace cu cei din jurul tău, ajungi la un nivel de conștiință 400 și desigur că ți se pare ușor să accepți tot ce se întâmplă în această viață, fără să judeci, fără să cauți vinovați, fără să arunci vorbe grele și fără să găsești în fața ta oameni care își asumă sau nu își asumă acest obiectiv. Adevărul. Este foarte greu de definit adevărul în această viață. Pentru că suntem convinși în momentul în care, și am făcut de foarte multe ori experiențe și la seminarii și la workshop-uri, la tot felul de întâlniri, să presupunem că în sală sunt 100 de oameni, le expui o situație, iar fiecare din el o înțelege cu propria lui conștiință, cu propria imaginație, cu propria trăire interioară, cu privire la situația expusă. Iar în momentul în care fiecare își expune punctul de vedere, la un tur de masă sau cum ar fi un tur de expuneri, încet, încet se armonizează prin comunitate și prin comuniune un anumit punct de vedere. Desigur, nu împărtășit de către toată lumea, dar în general, la seminariile de creștere spirituală, participă oameni cu o conștiință în schimbare, cu o conștiință peste medie a celor care trăiesc în această lume. Iar adevărul este esențial, pentru că adevărul este parte din Dumnezeu, este practic forța care ne trage înainte, Dumnezeul din noi care merge atras de către divinitate, de către Creator. Practic, în momentul în care ajungi să trăiești în adevăr, evident că nu adevărul absolut, dar poți să înțelegi cum funcționează universul, poți să înțelegi cum funcționează binele și răul, cum funcționează lumina și întunericul, cum funcționează pozitivul și negativul, tot ceea ce este în antiteză în această lume. Și în momentul în care ușor, ușor înțelegi aceste aspecte, pur și simplu reușești cu adevărat să te consolidezi. Asta ar fi așa ca o prezentare a cauzei și efectului a ceea ce semeni vei culege sau ceea ce generezi cu siguranță se va întoarce înapoi. O altă lege importantă a legii păcatului strămoșesc sau legile karmei este legea creatorului și a creației. Eu aș defini-o ca legea totului, legea lui Dumnezeu, care a creat totul, nimic nu se află în afara lui Dumnezeu, noi suntem una
cu El, tindem să ne desăvârșim, dar în același timp, în accepțiunea mea, consider că Dumnezeu ne dă posibilitatea și puterea, forța, determinarea să fim co-creatori alături de El. Și de fiecare dată ni se prezintă situații, ni se prezintă oportunități, ni se prezintă tot felul de întâmplări în viața noastră, iar în momentul în care avem o oportunitate pe care noi nu reușim să o înțelegem, ne îndepărtăm de adevăr. Atunci când suntem pregătiți să se întâmple ceva bun în viața noastră, trebuie să știm să fructificăm această oportunitate care vine, pentru că o oportunitate pe care noi o fructificăm va aduce și mâine o altă oportunitate, alți oameni și alte întâmplări din ce în ce mai minunate în viața noastră. Și pentru că evoluția noastră nu se termină niciodată, pentru că noi tindem să ajungem asemenea Creatorului și a Tatălui Ceresc, care evoluează în permanență, evident că nici creația, nici evoluția noastră nu se va termina niciodată. O altă lege foarte importantă, care mi se pare mai mult decât necesară pentru a înțelege legea cauzei și a efectului, legea karmei, este legea smereniei. Și cred că simbolul meu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne-a arătat cel mai bine ce înseamnă legea smereniei. A acceptat să vină pe pământ, Dumnezeu fiind, Fiul de Dumnezeu, să ne arate calea care trece prin suferință, apoi desigur trece prin iertare, prin iubire, dar de fapt finalul este deosebit, pentru că se ajunge la vindecarea supremă, la înălțare și la unirea cu Dumnezeu. Trebuie să acceptăm multe din lucrurile pe care Creatorul ni le-a făcut, ni le-a dat, ni le-a oferit și ni le oferă în fiecare zi. Trebuie să acceptăm și să nu intervenim în creația din jurul nostru, iar dacă intervenim, să o facem cu blândețe, cu înțelepciune, cu pace și doar dacă ni se solicită. Un lucru care este greu de înțeles. Și am să mă explic. Nu încercați să ajutați și să faceți binele cu forță. Nu încercați să oferiți totul, ci încercați să oferiți soluția, încercați să învățați omul aflat în suferință, cum poate să iasă din această suferință, din punct de vedere emoțional, mental, energetic, spiritual, care sunt învățăturile care trebuie să le accepte și cum se poate ieși din această stare de judecată. Este dificil pentru un om ca mine, care în permanență intră în contact cu oameni aflați într-o anumită suferință, într-o anumită stare,
într-o anumită traumă emoțională, fizică, și să-ți dai seama că multe din suferințe se datorează lipsei de credință și orgoliului interior, această conectare la mintea falsă din noi sau sinele inferior care ne ține sub control și care ne dă anumite stări pe care noi nu le putem controla. Tratez și oameni care sunt atei. Tratez și oameni care nu pot să înțeleagă că Dumnezeu este creatorul lor. Tratez și oameni care au și alte orientări, atât religioase cât și cu alte apucături, să le spun așa într-un cuvânt. De ce? Pentru că fiecare din ei au o șansă să înțeleagă și chiar dau un exemplu. O doamnă din Barcelona, fiind la cursul de la Iași, avea o durere foarte mare, dar a zis că este foarte sceptică. De regulă mai ajut oamenii în timpul seminarului să înțeleagă și, care este puterea lui Dumnezeu. Și zice, eu am spus dacă cineva în sală are dureri, s-au ridicat peste 20 de persoane, ușor, ușor, prin puterea lui Dumnezeu s-au luat aceste dureri, dar ea a zis că ar veni și ea, are dureri, dar ar veni și ea, dar nu crede. Zic, draga mea, de altfel o doamnă foarte tânără, zic, dacă ți se ia durerea, vei crede? Și zice, voi crede. Și s-a luat în câteva secunde durerea. Apoi a venit la trei terapii și a spus într-un mod foarte concret că în 2-3 zile viața ei s-a schimbat în totalitate. Lucrul acesta mă încântă pentru că este un copil orfan. Este un copil care a primit mai puțină iubire decât trebuia și iată că printr-o întâlnire, printr-o întâmplare, reușește să-și schimbe viața. Mai mult de atât, reușește să schimbe și viața celor din jurul său, pentru că crezând ea, a început să vină și cu alte persoane, să le îndemne să creadă în Dumnezeu. Ceea ce este absolut minunat. În momentul în care a citit o parte din cartea pe care i-am dat-o, a spus că pur și simplu se trezește în rugăciune, se culcă în rugăciune și că pentru prima dată viața ei a căpătat un sens. Iată cum Dumnezeu prin legea smereniei, prin legea pe care a venit să ne-o arate Iisus Hristos, ne desăvârșește pe noi ca oameni și ne arată propriul exemplu. O altă lege pe care eu o consider foarte importantă este legea eului personal. Fiecare de noi suntem pe o cale a evoluției în acord cu acest univers, pentru că noi suntem parte din univers, suntem influențați de univers, iar universul din jurul nostru este oglinda la care noi ne raportăm. Dacă în interiorul nostru este pace, este armonie, este iubire, este bucurie, este înălțare a conștiinței noastre, desigur că și euul personal și propria noastră ființă este
la o anumită formă. Sinele nostru divin, spiritul nostru, se desăvârșește prin proprie voință. Și sigur că fac aici niște afirmații care le pot susține cu date concrete, pentru că am văzut foarte multe persoane în viața mea și în special în terapii, în general oamenii care sunt formați din trup, suflet și spirit, în momentul în care sunt într-o grea suferință, partea, esența, ființarea din ei dispare. Această ființare care este absolut deosebită în noi. Și aici vorbesc de sinele nostru superior, de spiritul nostru, care are miliarde de ani. Sunt foarte puține persoane a care am văzut ca spiritul lor să fie sub miliarde de ani, dar am văzut și multe persoane, iar multe persoane care vin pentru prima dată pe acest pământ nu înțeleg neapărat limbajul, nu înțeleg ce se întâmplă. Noi venim de foarte multe ori să experimentăm în trup ceea ce în spirit nu putem face. Și prin această minune pe care Dumnezeu ne-o dă prin sufletul nostru, prin talanții pe care îi primim de fiecare dată, primim viață, primim esență, primim crucea pe care trebuie să o ducem cu desăvârșire. Universul, prin legile sale, prin creația sa, prin desăvârșirea și voința Tatălui Ceresc, ne răspunde de fiecare dată la ceea ce noi solicităm. Dar acest lucru pe care trebuie să-l solicităm, trebuie să-l mai și merităm. Iar în momentul în care facem anumite lucruri, trebuie cu siguranță să le desăvârșim. Iar o lege foarte importantă este legea repetiției. Legea repetiției este la fel de importantă ca cele prezentate de mai înainte. Deci noi trebuie să repetăm ceea ce am învățat bine, trebuie să multiplicăm, să ajutăm și alți oameni să ajungă la repetiția pe care noi o înțelegem, iar această repetiție să fie schimbarea care rupe karma, păcatul și nedesăvârșirea din noi. Fapta, gândul și vorba bună, pozitivă, trebuie multiplicată la nesfârșit. Iertarea trebuie să fie zilnică. Iubirea trebuie să fie necondiționată. Nu mai încercați să condiționați oamenii pentru iubirea care vă dăruiesc. Încercați pur și simplu să îi înțelegeți așa cum sunt, să-i ajutați atunci când ei solicită și când voi puteți să le fiți de folos, și încercați să repetați ceea ce face Tatăl Ceresc în fiecare secundă a existenței noastre, respectiv să ne ofere tot ceea ce avem nevoie pentru a ne desăvârși.
O altă lege importantă a legii generale a karmei, a păcatului strămoșesc, este legea corespondenței. Legea corespondenței este legea care definește cu o singură măsură ceea ce este sus, este și jos. Ceea ce este în cer, este și pe pământ. Ceea ce este ierarhie, se respectă și într-o zonă și în alta. Să nu încurcăm ierarhiile pământești cu ierarhiile cerești. Să nu încurcăm legea aplicată, supremă, care este desăvârșită cu legile făcute de oameni, de cele mai multe ori discutabil, de cele mai multe ori pentru oameni și nu pentru divinitate. Precum în cer, așa și pe pământ. Asta este legea corespondenței. Deci aplicarea se face în orice plan a creației. Că este plan spiritual, că este plan material, că este plan fizic, în orice zonă a existenței acestui univers, ceea ce este sus la Dumnezeu se va aplica până jos. Orice este în afara legei corespondenței lui Dumnezeu va ajunge mai devreme sau mai târziu corespunzător cu voința divină. După ce va trece prin încercări, după ce va trece prin repetiții, după ce va trece prin lepădarea de propria ființare, pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu vine în ajutorul nostru după ce noi ne lepădăm și ne golim de eul nostru personal și îl lăsăm pe El să ne modeleze viața. Nu putem să fim ca o piatră, ca un fier și să dorim să fim modelați. Noi trebuie să fim precum apa, precum aerul, precum lutul în mâinile olarului și să ne lăsăm modelați, pentru că îngerii din jurul nostru, conștiința noastră, spiritul nostru superior, sinele nostru ne dorește în permanență binele. Practic, noi oglindim aici pe pământ ceea ce ar fi trebuit să oglindim acolo de unde am venit. Dar venim de acolo de unde venim, din cer, ca să punem în aplicare propria noastră conștiință, propria noastră existență și propria noastră desăvârșire. Pleacă multe suflete de pe pământ în fiecare zi. Vestea bună este că se întorc și mai multe suflete decât pleacă în fiecare zi. Viața este o bucurie, iar moartea este doar o trecere. Este pur și simplu o întoarcere în forma spirituală în care existăm până la sfârșit și, desigur, atunci când hotărâm și cerem din nou o experiență trupească, să reluăm această experiență. Legea vibrației. Orice gând, orice vorbă, orice faptă vibrează. Tot acest univers vibrează. Tot ce există în acest univers, în orice formă de existență,
este energie și informație. Tot ce există în univers este o formă de energie și o formă de informație. Important este ce formă de energie și de informație lăsăm noi în interiorul nostru. Și uitați-vă că noi vibrăm cu oamenii pe care îi merităm. Noi vibrăm cu situațiile pe care le merităm. Noi vibrăm cu liniștea interioară din noi, dar poate și cu nedesăvârșirea din noi. Și atunci atragem în viața noastră, prin această lege a vibrației, persoanele, situațiile care ne pun pe tavă posibilitatea ca noi să evoluăm. De fiecare dată întrebați-vă de ce ajung anumite persoane în preajma noastră și de ce situațiile de un anumit fel se repetă câteodată la nesfârșit. Este simplu. Se repetă pentru că noi încă nu am învățat lecția. Se repetă pentru că noi încă nu suntem desăvârșiți. Totul vibrează fiind energie și informație, totul vibrează. Iar noi, în interiorul nostru, în corpul nostru fizic, la nivel vibrațional, suntem lumina și întunericul din noi. Suntem ceea ce merităm. Practic, îmbolnăvirea în plan fizic este o îndepărtare de lumina primordială, de lumina necreată a lui Dumnezeu și o ducere spre o zonă a întunericului, a ceea ce nu există. Practic, putem să ne dăm seama prin aceste legi pe care le-am prezentat în această seară că totul este aici și acum, că totul trebuie trăit aici și acum. Trebuie să o facem cu recunoștință, cu iertare, cu spiritualitate, fiind în legea ordinii lui Dumnezeu. De aceea vă spun și eu, fiți desăvârșiți, pentru că Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, este desăvârșit. Și pentru că și noi tindem să fim desăvârșiți și pentru că Maestrul nostru, Învățătorul nostru, Mântuitorul nostru ne-a arătat calea, mergeți pe calea bătătorită de către Iisus Hristos și niciodată nu veți fi înșelați. O să luăm o scurtă pauză și în partea a doua a emisiunii voi avea ca invitat pe domnul profesor Guter și vom vorbi despre Mihai Eminescu, pentru că astăzi este ziua lui și pentru că trebuie să ne amintim cu drag de Eminescu. O seară bună și revenim imediat.